Oh, nu! Mami, tati! Ce s-a întâmplat? Cățelușul meu! Ce e cu cățelușul tău? Cineva i-a făcut asta! Oh, nu! În casa noastră există un criminal de jucării! Și acum cățelușul meu nu mai e! Aceasta este scena unei crime, iar noi vom dezlega adevărul ca o familie unită! Unul dintre noi este impostorul! Mă tem că ai dreptate. Haideți să mergem să chemăm și pe ceilalți. Nu înțeleg ce e așa de important de mai deranjat de la calculator. Și de la foacă. Cineva l-a luat. Vrei să-mi spui și mie despre ce vorbiți? Nu știi? Habar nu am. Voi? În casa noastră a avut loc o crimă. Poftim? Și făptașul nu a părăsit locul încă. Nu mai înțeleg nimic. Voi doi luați loc pe canapea. Nicolas, tu trageți un scaun și așează-te pe el. Luana, du-te în bucătărie. De ce aș face asta? Trebuie să vă despart, în caz că există mai mulți infractori și lucrează împreună. Tot nu mi-ai explicat ce se întâmplă. Ascultă-mă, ia loc pe scaun în bucătărie. Nu! Atunci o să te consider de la început un suspect. Suspect? Bine, mă duc. Chiar nu vreau să fiu suspect, nici măcar nu știu ce se întâmplă. Nicolas! Da? Cățelușul este al tău, nu-i așa? Da. Și îl iubeai? Era jucăria mea preferată. Dormeam cu el în fiecare noapte. Și l-am luat în toate excursiile în care am fost. În afară de tine, cine se mai juca cu el? Andreas! Nu e adevărat! Ba da, în fiecare zi îl luai din pat. Îl urai pe fratele tău pentru că l-avea pe Grivei. Nu, e doar o jucărie. Pe Nicolas îl iubesc. Și totuși ai fi dat orice ca să-l ai pe Grivei. Nu-i așa? Nu! Unde erai acum 10 minute? În camera mea. Și ce făceai? Mă jucam. Cu ce? Cu Duplo. Tu! Ce relație aveai tu cu Grivei? Îți plăcea de el? Da, și nu. Aha! Nu! Deci ți era antipatic și ai fi dat orice ca să scapi de el. Nu e adevărat! Ai intrat tip-til în cameră și ai comis fapta! Iar acum, cu fața ta nevinovată, te prefaci că nu știi nimic. Ce? Fiecare dintre voi este un suspect. De ce eu? Pentru că te-ai săturat de Grivei. Îl aveai de prea mult timp. Se murdărise, se rupsese și voiai să-l schimbi cu unul nou. Doar că mama a zis nu. Și atunci ai apelat la ultima soluție. Să-l umpli de roșu. Îl iubeam pe Grivei mai mult decât orice jucărie. Și totuși, ca orice lucru din viața noastră, ajungem la un moment dat plictisiți de el. Și nu doar că nu-l mai iubim, dar îl urâm pentru că ne ocupă spațiul liber din casă. Nu e adevărat! Iar tu? Pentru tine sunt prea multe jucării în casă. Sunt! Întotdeauna răscolești printre ele, căutându-le pe cele mai murdare, cele mai urâte, cele mai distruse, ca să le arunci la gunoi. Pentru că se adună, o să ne umplem casa de jucării dacă nu mai scăpăm de unele. Deci tu ai un motiv să comiți crima. Grivei nu mai e din cauza ta.
Grivei e doar o jucărie de pluș și tu nu ești un detectiv adevărat. În casa noastră nu a fost nicio crimă. A fost? Oh, nu! Există! Oricât ai încercat să te eschivezi, nu poți scăpa de ochii mei. Te-am citit chiar de la început. Tu ești vinovată! Ai dreptate! Am știut! Te-am ghicit! Arunc jucării, dar doar pe cele stricate. Nu suport camera lor plină. E dezordine când sunt prea multe. Așa, așa, spune-ne cum ai comis fapta. Dar de Grivei nu m-am atins. Știu că este jucăria preferată a lui Nicolas și aș face orice ca să nu-l văd supărat. Grivei pentru mine este un lucru important, ca și dragostea mea pentru fiul meu. Da, da, încerc să ne duci de nas cu sentimentalisme. Nu funcționează așa ușor cu mine. Poate să-mi-l dea cineva pe Grivei înapoi. Din păcate, el nu se va mai putea întoarce niciodată. De ce spui asta? Pentru că uite, a dispărut! Tati e cel care l-a luat. Ce? Aha, și acum aruncă vina pe mine, tipic pentru cineva care se simte vinovat. Tati a intrat în cameră imediat după Nicolas, prefăcându-se că e surprins de situație. Din prima s-a arătat dornic să ajute la rezolvarea cazului. Și nu numai că s-a transformat în detectiv într-o clipă, dar i-a luat pe toți cei din familie drept suspecți. În felul acesta, eliminându-se pe el din atenția noastră. O minciună! Și acum ne acuză pe toți, pozând a judecător. E o teorie care ar putea fi adevărată dacă nu ar exista un al șaselea din afara familiei? Exact. Cine? Nu-l credeți. Vrea să ne ducă de nas în continuare. Grivei nu era deloc iubit de jucăriile lui Nicolas, pentru că el era preferatul. Iar ceilalți se uitau cu ciudă la el, cum era iubit și cărat peste tot de Nicolas. Cine e? O să vă demonstrez. Unde s-a dus? Nu știu. Vom afla adevărul în curând. Priviți atenți la ele! Printre aceste jucării se află criminalul. Tu vrei să spui că o jucărie a atacat o altă jucărie? Exact. Cum ziceam? Încearcă să scape. Fiecare dintre voi mergeți și ridicați jucăria care credeți voi că e făptașul. Un cățel. Un alt cățel. Un alt cățel. Și ce surpriză! Din nou un cățel. Cu toții ați făcut aceeași alegere. Un cățel. De ce? Poate din cauza că ne plac cății. Tuturor. Probabil. Sau ca să nu cădeți vinovați, ați luat ce aveau ceilalți. Știi ce? Eu m-am plictisit deja de joaca asta. Dar nu e o joacă, Luana! Recunoaște! Spune adevărul! Eu! Tu? Ce? Eu am fost! Cum e posibil? Tu ești cel care am crezut că sunt cele mai puține șanse ca să fii făptașul! Pentru că fac să fie al meu! De ce? Gol al meu! Și acum este! Dă-mi înapoi! Ce se întâmplă? O crimă rezolvată. Eric este sau poate nu e? Să pretindem pentru câteva minute că există monștri, da? Când s-a noptat atât de repede? Ce se întâmplă?
Unde au dispărut cu toții? Luana! Nicolas! Ușa asta nu poate să fie încuiată, pentru că nu are iană! De ce nu o pot deschide? Casa mea se transformă încet sub ochii mei. Și tu nu poți face nimic. Un schelete? Care mai și dansează pe deasupra. Ce vrei de la mine? Să descoperi misterul până nu e prea târziu. Ce mister? Asta va trebui să afli tu. Bine, gata, am înțeles mesajul. Cred în monștri. Asta era? Am reușit! Am reușit! Așa crezi tu. Încă mai vorbești? Normal, doar că nu mai pot dansa. De ce ai vrea să dansezi când ești deja mort? Eu aș fi supărat și dezamăgit. Când eram încă în viață, am fost un mare dansator. Erai? Acum mort, continui să fac ceea ce îmi place, să dansez. Și ce păcat că ai rămas doar cu capul. Da, din când în când îmi mai pierd corpul. O ciudățenie. Dar îmi revin destul de repede. Stai pe masă! Nu vreau să mă trezesc cu tine în brațele mele. Adică cu tot tine. Nici eu nu mai știu ce spun. E un indiciu de bine sau de rău? E de rău. În lumea monștrilor, totul e de rău. Nu ai cum să te ascunzi de mine! Ești o fantomă? Ăsta e chiar deștept? Adică e cu adevărat greu să-ți dai seama cine sunt? Da, și mie mi s-a părut mai... Ce? Încet la minte. Tu ce mai vrei de la mine? Să te sperii! Ai făcut-o deja! Poți să pleci acum! Ți-e frică de mine? Foarte! Ura, nici nu pot să cred că în sfârșit am speriat pe cineva! Era aproape imposibil! Și totuși el tremură la vederea mea! De ce faci ca o bufniță? Nu așa fac toate fantomele? Nu, da, adică nu! Nu am mai auzit altele până acum! Dar în filme, sigur nu fac ca o pasăre de noapte. Vrei să spui că... Că mi-a trecut frica de tine. Nu! Nu! Toți monștrii râd de mine, că nu sunt în stare să sperii pe nimeni și când, în sfârșit, am reușit, el cică nu mai simte frica față de mine. Sunt o fantomă ratată. Nu chiar. Sunt pe degeaba! Ce monstru sunt eu când oricine râde de mine! M-am săturat să fiu de râsul tuturor! Oh, nu, te rog! Te rog, încetează! Cu ce? Cu plânsul tău, că e atât de dramatic și de tragic, că inima îmi stă gata să se oprească! Vrei să spui că... Corpul îmi tremură, degetele de la mână mi-au înghețat instantaneu și ochii... Stau gata să-mi plesnească! Nu, te rog! Sunt cea mai tare fantomă! Mă duc să le spun și celorlalți! În sfârșit am speriat pe cineva cu plânsul meu! Foarte isteț! Ce anume? Te-ai prefăcut că ți-e frică ca să faci o biată fantomă fericită! Nu e adevărat! Nu simt pic de frică în tine! Totul a fost doar un teatru! Mi-a fost milă de ea. Cred că e foarte bulit de ceilalți moștri. Nu ai tu idee. Cine mai urmează? Aida! Ce vreți de la mine? Salvează-ne! Cum? Trebuie să strângi o mână în mâna ta și să o tragi afară. Nu! Te rugăm! Te rugăm! În niciun caz! Dispăreți de aici așa cum ați apărut! Nu! Bravo! Bravo ce? Pentru că dacă ai fi luat una de mână, nu ai fi putut să o tragi afară. În schimb, ea te-ar fi tras înăuntru. Și crede-mă, nu vrei să știi ce e dincolo. Dar tu... Sunt aici ca să te testez, nu să te ajut. Dar... Mint și spun adevărul în același timp. Dar tu ești singurul care poți decide care e unul și care e celălalt. Te urăsc! Aha. Nicolas? Cum ai reușit să ajungi în locul ăsta? Locul ăsta? Dar ai
aici e casa noastră. Nu e adevărat, nu e. E cu totul... stai așa. Ce e? Tu nu ești tu. Glumești. Normal că sunt eu, Nicolas. Ești orice, dar fiul meu nu ești. Și de ce nu aș fi? Pentru că nimic și nimeni în locul ăsta nu e real. Așa crezi tu? Eu mă îmbrațe, tati, mi-e frică! Nu! Nu am reușit să te păcălesc! Nu-i nimic! Mă duc la următorul! Câți monștri sunt în lumea asta? Câți oameni sunt pe pământ? Am vreo șansă să scap de aici? Acum crezi în monștri? Cred! Ha! Cât de ușor și totuși cât de greu ți-a fost să admiți! Drum bun! Poftim! Mă duc înapoi! Ioana? Nicolas? Da! Ce e? Sunteți chiar voi? Ce-ai pățit? Ai visat cu ochii deschiși? Cred că am avut un coșmar. Despre ce? Se făcea că eram în altă cameră. De fapt, e aceeași cameră în care suntem acum. Doar că eram mult mai întunecată. Și? Acolo! E Halloween! Stai! Ce s-a întâmplat, tati? Vorbește! Spune ceva! E din plastic! Ce vrei de la el? Ești tu? Nu! Tati!